Sunt foarte fericit să fiu cu voi astăzi aici și este și soția mea cu mine și așteptăm cu nerăbdare următoarea noastră întâlnire cu voi față în față. Iisus a spus în Ioan 14 cu 12, cu 9. Cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. De unde obținem informația în eforturile noastre de a face aceleași lucruri pe care le-a făcut Iisus și de unde știm ce trebuie să facem? Cea mai bună sursă de informații este Noul Testament. Și mai exact, pentru a afla despre viața și învățăturile lui Isus, mergem la primele patru cărți ale Noului Testament. Aceste cărți conțin citate, istorii, relatări, note de curs, toate despre Isus, ce a învățat și ce a făcut. Aceasta este cea mai bună sursă la care putem spera. Iar majoritatea acestor relatări sunt de la martori oculari, oameni care chiar au fost acolo. Trei dintre cele patru cărți sunt destul de asemănătoare, dar una este diferită. Primele trei au fost scrise după timp relativ scurt, dar ultima se pare că a fost scrisă mulți ani mai târziu. Primele trei prezintă istoria vieții lui Isus în ordine cronologică. Încep cu nașterea lui Isus și continuă pas cu pas până la moartea și învierea sa. Raportează cam aceleași lucruri, în aceeași ordine și uneori chiar cu aceleași cuvinte. Dar a patra, Evanghelia după Ioan, a fost diferită. Nu spune întreaga povestire de la naștere până la înviere. Lasă multe lucruri în afară. Și dacă istoricii au dreptate, că această Evanghelie a fost scrisă mulți ani mai târziu, ne punem întrebarea de ce s-a mai deranjat Ioan să scrie și el relatarea Evangheliei. Ce a fost atât de important? O parte a răspunsului ar putea fi că Evanghelia după Ioan conține lucruri care lipsesc în relatările anterioare. Cine era Ioan? Știm ceva despre el ca tânăr. El a avut un frate mai mare, Iacov. Numele tatălui lor era Zebedei și avea o poreclă. Prietenii lor i-au numit fiii tunetului. Vă spune ceva asta? Era ceva dinamic ce îi caracteriza. Poate că erau curajoși, îndrăzneți, direcți, deschiși, puternici. Aș presupune că nu erau oameni timizi sau fricoși. Bănuiesc că nu se temeau să fie diferiți. Am putea spune astăzi că nu le-a fost frică să iasă în afara tiparelor. Nu le-a fost frică să spună exact așa cum credeau. Deci, Ioan ca persoană trebuie să fi fost puțin diferit. Era plăcut, simpatic și adesea avem indicii că el ar fi fost cel mai bun prieten al lui Isus. Dacă suntem de acord că relatarea lui Ioan a fost scrisă mulți ani mai târziu, aceasta ar putea însemna că odată cu trecerea timpului, Ioan a avut ocazia să se gândească la ce s-a întâmplat și a avut timp să clarifice în mintea sa ceea ce era cu adevărat important. Și pentru că a scris cu atâția ani mai târziu, ajunge să aibă ultimul cuvânt. Astăzi scopul meu nu este să dau răspunsuri și o analiză finală a Evangheliei lui Ioan, nici de cum. Scopul meu este să vă fac să deveniți interesați și să fiți entuziasmați de ceea ce se află în această Evanghelie
și să vă fac să vă implicați și să fiți motivați să o studiați personal. Sper să mergeți acasă după această convenție și să vă scufundați în Evanghelia după Ioan. Va merita cu adevărat. Permiteți-mi să vă împărtășesc câteva din impresiile mele despre această Evanghelie. Mai întâi, întrebarea interesantă este ce a lăsat Ioan deoparte. Ce nu a repetat? Ei bine, am fost uimit. A lăsat deoparte unele evenimente și învățături cu adevărat importante. De exemplu, nu spune nimic despre nașterea lui Isus, nimic despre profeție și genealogie, nici o mențiune despre magi, nimic despre fuga în Egipt, nimic despre cum a crescut, cum a fost templu la vârsta de 12 ani. Nimic despre ispitirea din pustie și niciun cuvânt despre predica de pe munte. Și știți că au fost peste 5.000 de oameni acolo. Matei descrie în trei capitole ce s-a întâmplat acolo pe munte. Aproape toate cuvintele din cele trei capitole sunt cuvintele lui Isus, însă Ioan nu scrie nimic despre aceasta. Ioan nu detaliază deloc multe din relatările despre vindecări și minuni. În Evanghelia după Ioan nu este menționată nicio vindecare a îndrăciților. Nu există pilde. Ioan nu relatează nicio pildă? Oare lui Ioan nu i-au plăcut pildele? Nimic despre schimbarea la față de pe munte. Ioan a fost acolo, a auzit vocea din cer. Nimic despre timpul petrecut pe muntele măslinelor, așa cum este înregistrat în Matei 24 și Luca 21 și 17. Nimic despre profețiile despre zilele din urmă, nimic. Și ceva la care m-am gândit mult timp, Ioan nu menționează deloc instituirea cinei de amintire. Nimic despre pâine sau pahar. Acum, care sunt unele lucruri despre care Ioan vorbește și ceilalți le omit? În această scriere, Ioan vorbește doar despre 16 sau 17 întâmplări. Și în timp ce citeam toate aceste întâmplări, mi-am pus mereu întrebarea. De ce a vorbit Ioan despre aceasta? Trebuie să fie avut un motiv. Să le parcurgem pe scurt și să vedem ce vine în minte. În Ioan, capitolul 1, discută botezul lui Iisus la fel ca ceilalți trei scriitori ai Evangheliei. Matei vorbește despre 1, botez, 2, Duhul pogorându-se din cer peste Iisus și 3, vocea care mărturisește despre relația tatălui cu fiul. Marcu vorbește despre 1, botez, Duhul pogorându-se din cer, vocea care mărturisește despre relația tatălui cu fiului. Cu fiul. Luca vorbește la fel despre botez, Duh și vocea despre relația tatălui cu fiul. Vorbește Ioan despre aceleași lucruri? Sau? Da, vorbește. Unul botez, doi, Duhul pogărându-se din cer peste Iisus și trei, vocea care mărturisește despre relația tatălui cu fiul. Dar Ioan menționează ceva mai mult. Ceva ce ceilalți trei nu au menționat. În Ioan, capitolul 1, versetul 10, Ioan spune despre Iisus. El era în lume, în lumea care a fost făcută de El. Iar în versetul 15, Ioan îl citează pe Ioan Botezătorul, spunând, El a existat, era înainte de mine, înainte ca eu să mă nasc. Ioan adaugă o afirmație importantă despre existența preumană a lui Isus și o repetă și a treia oară în versetele 29 și 30 în consemnarea lui Ioan, citind cuvintele lui Ioan Botezătorul, nu numai că face o afirmație minunată că Isus a venit să ridice păcatele lumii,
dar repet a treia oară despre existența preumană a lui Isus. Ioan înregistrează cu ani mai târziu ceva ce niciunul din scriitorii anteriori nu menționase. De asemenea, Ioan crede că este foarte important să înregistreze relația dintre Tatăl lui Isus și Isus ca Fiu. El menționează foarte mult acest lucru în această Evanghelie și în celelalte scrieri ale sale, relația dintre Tatăl și Fiu. Ioan va repeta mereu acest lucru. În capitolul 2 este nunta din Cana. De ce a înregistrat Ioan acest lucru? Niciunul din ceilalți nu a scris despre aceasta. Aceasta este prima minune. Este ea extrem de importantă? Probabil că nu. Dar în capitolul 2 Ioan face o ușoară corectare. Dacă ne uităm la celelalte relatări, acestea menționează minuni care s-au întâmplat mai târziu, săptămâni mai târziu. Ioan spune, ca să rămână consemnat, că acest lucru s-a întâmplat la doar câteva zile după botezul lui Isus. Este o mică corecție, dar se pare că Ioan a vrut să știm că Isus a început să facă minuni aproape imediat. Capitolul 3 este o narațiune și înregistrează o discuție pe care a avut-o Isus cu un om pe nume Nicodim. Din nou ne punem întrebarea principală. De ce a inclus Ioan această întâmplare? Nimeni altcineva nu o menționează. Acest om cu care vorbește Isus este membru al Consiliului Evreiesc, un fruntaș al iudeilor. Acesta este cel mai înalt rang al autorităților religioase evreiești. Acest lucru ne arată că unii din autoritățile cele mai înalte l-au respectat pe Isus și au crezut în ceea ce a spus el. Ni se arată că acest om a venit pe ascuns la Isus noaptea, se temea de opinia publică și de faptul că ar putea fi criticat. I-a fost frică să-și piardă poziția înaltă. Poate că era ocupat de pierderea slavei oamenilor. Ioan 12:43. Dar acest om, Nicodim, nu vine doar să-l viziteze pe Isus, ca să nu se mai întoarcă niciodată. Se pare că rămâne într-un anumit grad în legătură cu Isus, pentru că vedem că după ce Isus a fost răstignit, Nicodim a fost unul dintre cei doi oficiali de rang înalt care au venit cu îndrăzneală în acele ore tragice din viața lui Isus și au ajutat la mormântarea stăpânului. Cred că acest bărbat drag a devenit un credincios consacrat și Ioan a vrut să-i recunoască puțin meritele și să arate că Nicodim a fost interesat din zilele timpurii. Dar există probabil un motiv mai important pentru care Ioan a inclus această narațiune. Vom vedea că Ioan este un mare susținător al ideii despre Spiritul Sfânt. El vorbește mult despre Spiritul Sfânt. În scrierile sale ulterioare, el subliniază lucrarea Spiritului Sfânt. Această întâmplare, această poveste cu Nicodim, este în întregime despre Spiritul Sfânt. De aceea Ioan o consemnează. Ioan vrea ca acea parte importantă a învățăturii lui Isus să înceapă de vreme în Evanghelia sa. Deci acesta este capitolul 3. Ceea ce a vrut să sublinieze Ioan este că Spiritul Sfânt trebuie să fie parte din viața noastră. Trebuie să facem parte din procesul nașterii din nou. Îmi place explicația conceperii pe care o folosim. La sfârșitul istoriei noastre vom vedea că același Spirit Sfânt este foarte important pentru relatarea lui Ioan cu privire la învățăturile lui Isus. Ioan 3:5, adevărat, adevărat îți spun, a spus Isus, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra
în împărăția lui Dumnezeu. Capitolul 4 este din nou o istorie care alții nu o menționează. Este o altă narațiune despre Iisus vorbind cu cineva. De data aceasta este o femeie. Aceasta este o lecție de toleranță și includere. Capitolul 4 este despre o femeie samariteancă și despre faptul că Iisus face un popas de 2 zile în Samaria. O parte foarte importantă a acestei întâmplări este că aici pare a fi prima dezvăluire a lui Iisus spunând că El era Mesia. De atâtea ori Iisus spunea celor pe care îi ajuta, vezi să nu spui la nimeni despre mine. Dar în acest caz, chiar la începutul Evangheliei, Iisus se identifică pe sine în mod clar, direct, ca Mesia. Și poate chiar și mai uimitor este faptul că femeia a înțeles aceasta. De câte ori a făcut Iisus ceva nemaipomenit și oamenii n-au înțeles esențialul. Pur și simplu nu au înțeles ce se întâmplă. Dar de data asta nu a fost așa. Ea și prietenii ei îl căutau pe Mesia. Samaritenii căutau pe Mesia. Ce povestire minunată! Și ceilalți nu au menționat-o. Această întâmplare arată pe ce punea preț Iisus. El prețuia credința. Pentru el nu contau că erau samariteni, o minoritate, un grup de persoane discriminate zilnic, disprețuiți de evrei. Iisus a avut deschidere față de un popor exclus. Iisus a acționat din inimă, nu conform legii Consiliului Evreiesc, nu în conformitate cu iota și frântura de slovă din legea și tradiția evreilor. Iar una dintre cele mai frumoase expresii înregistrate în toată istoria este expresia care citează ceea ce au spus samaritenii. Nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Capitolul 5 este despre un slăbănoc de 38 de ani. Este minunat că acest om a fost vindecat după o viață de handicap. Dar cred că motivul pentru care este relatată această întâmplare este pentru a înregistra din nou nu miracolul, ci împietrirea inimilor conducătorilor evrei, necredința cu care s-a confruntat Iisus în tot ceea ce a făcut. Ioan nu a putut trece peste uimirea sa cu privire la cât de mulți au refuzat să recunoască lucrarea lui Iisus. Capitolul 6. Lecția pe care o văd în capitolul 6 este foarte asemănătoare. Este un contrast între hrănirea unei mari mulțimi de 5.000 de bărbați plus femei și copii de către Iisus și afirmația lui Ioan la sfârșitul acestei întâmplări că, după ce Iisus a vorbit despre cum era el pâinea vie și despre cum urmașii săi ar trebui să adopte stilul său de viață, atât de mulți l-au părăsit. Iisus hrănește mii într-o singură după-amiază și ei încă nu-și dau seama cine este El. Capitolul 7 pentru mine evidențiază învățătura lui Iisus, că cuvintele sale erau de la Tatăl și Ioan spune că Iisus vorbea și despre Spiritul Tatălui. Aceasta este o lecție mare pentru că vedem în toate scrierile lui Ioan că acestea sunt două dintre cele mai importante subiecte ale sale, relația dintre Iisus și Tatăl Său și învățătura importantă despre Spiritul Tatălui care lucrează în viețile noastre. Capitolul 8 seamănă mult cu capitolul 1, prin faptul că vorbește despre existența preumană lui Iisus. Înainte să se nască Avram, sunt eu. Capitolul 9 se întoarce la farisei. Descrie încă una dintre cele mai minunate declarații ale întregii istoriei umane. Eram orb
și acum văd. Dar pentru farisei nu conta că acum un om orb vedea. Erau mai obsedați de chestii mărunte, că interpretarea lor despre sabat era mai importantă. În capitolul 10, Ioan subliniază din nou relația lui Isus cu Tatăl. Ioan îl citează pe Isus spunând: Eu și cu Tatăl una suntem, una în spirit, una în valori. Ioan înregistrează evenimente și declarații pe care ceilalți evangheliști nu le-au înregistrat. Acum, cu capitolul 10, ne apropiem de un moment foarte important. Începând cu capitolul 10, ne apropiem de sfârșitul misiunii pământești a lui Isus. Capitolul 11 este foarte special. Suntem uimiți că nicio altă relatare a Evangheliei nu menționează acest lucru. Cum a putut să nu-l spună? Dacă nu ar fi fost Ioan, nu am fi știut niciodată despre această întâmplare. Cum le-a scăpat celorlalți acest lucru? Nici unul din ceilalți nu menționează învierea din morți a omului pe nume Lazar. Aceasta ar putea fi cea mai mare minune a lui Isus. El a fost mort timp de 4 zile. Ce ne place în această relatare? Ne place faptul că Isus se referă la moarte ca la un somn. Ne place că Marta a înțeles clar că în ziua de apoi, fratele ei va trăi din nou în învierea împărăției. Și ne place faptul că, atunci când Iisus a spus, Lazare, vino afară, mortul i-a auzit vocea. Vă aduceți aminte, el era mort. Mort, dar i-a auzit vocea. De aceea Ioan l-a citat mai înainte pe Iisus, spunând în capitolul 5, versetul 28, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Este același glas, chemându-i înapoi la viață pe nume. Capitolul 12 descrie întâmplarea dulce a surorii de corp a acestui om înviat, Maria, și vasul ei de alabastru. Acesta a fost averea ei de-o viață și ea l-a uns pe stăpânul nostru ca pregătire pentru moartea sa. O povestire fără egal despre dragoste și devotament. Iar acum am ajuns la marea separare în această scriere a lui Ioan. Am ajuns, de fapt, pe vârful muntelui. Iar înainte de a discuta despre asta, permiteți-mi să mă abat de la subiect pentru o clipă. Cât de mare este această scriere a lui Ioan, această evanghelie? Câte capitole are? Iată cum îmi amintesc eu. Când l-am întâlnit pe Ioan, în toate celelalte relatări, era un tânăr. Vă amintiți că a avut un frate mai mare, era mai tânăr decât Petru, putea alerga mai repede decât Petru, pare a fi unul dintre prietenii cu adevărat tineri ai lui Isus. Iată cum îmi amintesc numărul de capitole. În Statele Unite avem o lege și o tradiție conform cărora ești tânăr și nu poți face anumite activități până la vârsta de 21 de ani. La 21 de ani ești considerat un adult. Așadar mă gândesc că Ioan este un tânăr, iar Evanghelia lui Ioan din Noul Testament are 21 de capitole. Nu este foarte important, dar mă ajută să-mi amintesc. Până în acest moment am discutat 12 capitole pentru cei dintre voi care caută mai mult ajutor pentru a memora. 12 se întâmplă să fie imaginea în oglindă a numărului 21. Deci aceasta este prima parte a Evangheliei lui Ioan. Au fost 12 capitole care au acoperit o serie de întâmplări semnificative pe o perioadă de 3 ani și jumătate. Ioan a ales aceste momente importante din cei trei ani și o jumătate ai misiunii pământești a lui Isus. Iar capitolele rămase, restul din
21 acoperă practic o săptămână. Majoritatea lor, 5 capitole, vor vorbi despre o singură seară. Aceasta este imaginea mentală a acestei Evanghelii a lui Ioan. 12 capitole aproape întreaga perioadă de timp a lucrării lui Isus, iar 5 capitole pentru o singură seară. De ce este relevant acest lucru? Pentru că ne spune despre ceea ce credea Ioan că este cel mai important. Capitolul 13, împreună cu până la 17, ne spune despre ultima seară, ultima cină, 5 capitole. Așa că acum am ajuns la adevăratul motiv pentru care Ioan și-a scris relatarea. Aceasta este cea mai importantă parte. Celelalte capitole sunt foarte importante, au avut punctele lor, dar nimic nu se compară cu ultimele capitole. Începând cu 13, 4 capitole acoperă discuția dintre Iisus și cei 12 de la masa de Paște. După aceea, urmează rugăciunea de încheiere, care este în capitolul 17. Capitolul 13 este despre iubire. Și este interesant că este capitolul numărul 13. Vă voi pune o întrebare: care este cel mai cunoscut capitol din Biblie despre dragoste? Este probabil în scrisoarea lui Pavel către Corinteni. Am spune 1 Corinteni, capitolul 13. 13, da, același capitol și în Ioan. Deci, de aici începe partea sa specială despre învățătura lui Iisus. Și începe cu iubirea. Capitolul 13, un alt capitol 13 despre iubire. Această lecție despre dragoste începe cu cea mai practică lecție: să vă spălați picioarele unii altora. Sarcina simplă de a face ceva pentru o frate sau o soră nu ne costă foarte mult, nimic asemănător cu vasul de alabastru umplut cu parfum pe care l-a dat Maria, dar este ceva ce ar trebui să facem zilnic. Un tratament umil, un serviciu umil, făcut, poate, fără vorbă. O lecție atât de frumoasă de a face lucruri mici unul pentru celălalt. Iisus detaliază acest subiect al iubirii. El spune că aceasta este o poruncă, nu doar o sugestie. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Ioan 13:34. Acesta este modul prin care oamenii vor ști că sunteți ucenicii mei. Aceasta este poate cea mai importantă lecție din întreaga seară. Dar mai este ceva. Capitolul 14 explică cum trebuie să urmăm în viața lui Iisus. Și Iisus a spus: eu sunt calea. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că eu sunt modul, felul de a face ceva. Eu sunt modul de viață și felul de a face totul. Iisus a spus: orice ați face, faceți așa cum eu aș face, pentru că astfel veți demonstra aprecierea și dragostea voastră. Traducerea Mesajul spune: dacă mă iubiți, demonstrați aceasta făcând ceea ce v-am spus. Ioan 14:15. Dacă mă iubiți cu adevărat, veți păzi poruncile pe care vi le-am dat. A treia lecție a serii este tot în capitolul 14. Este despre Spiritul Tatălui. Iisus spune: nu vreau să vă simțiți abandonați, orfani, fiindcă vă părăsesc, voi ruga pe Tatăl să vă ajute, să vă sprijine. Am fost ajutorul vostru și acum voi ruga pe Tatăl meu să vă trimită un alt ajutor, un ajutor diferit. Aceasta va fi energia care vă va sprijini, va fi un mod de gândire.
influența Tatălui care va fi întotdeauna cu voi. Iisus a numit-o Spirit, Spiritul Tatălui. Ce este un spirit? Este o colecție de calități care face ca o persoană să fie cine este ea de fapt. Un spirit bun, un spirit rău, un spirit liniștit este modul în care te gândești și acționezi și iai decizii. Este vorba despre toate părțile voastre non-fizice. Nu este vorba despre de oase și sânge. Sunt emoțiile, gândurile, caracterul, ceea ce îți place și ce nu îți place. Toate acestea sunt spiritul tău. Reacțiile tale, deciziile tale, toate se bazează pe spiritul tău. Noi spunem spiritul, moralul. Moralul sau e la pământ. Sau ea are o stare de spirit ridicată. Un spirit fericit. Tot așa există și un spirit rău. Un spirit de gelozie și un spirit furios. În timp ce Iisus își lua rămas bun, mi-a spus că toți vom primi Spiritul Tatălui. A avea Spiritul Tatălui înseamnă că vei avea cea mai bună influență asupra emoțiilor tale, a modului tău de gândire, asupra ceea ce îți place, ce nu îți place, tot la fel ca și Tatăl. Ce cadou, ce ajutor, ești umplut cu astfel de spirit? Iisus spune, nu voi fi aici în următorii 2000 de ani, dar Tatăl vă poate da spiritul său. Scopul acestui spirit este să vă schimbe viața, astfel încât să vă puteți naște din nou ca ființe spirituale și să fiți parte din mireasa lui Hristos. Este un spirit atât de puternic încât începe acea viață nouă în noi. Noua viață va avea ca rezultat o naștere pe plan de existență spirituală. De aceea Iisus a vorbit despre a fi născut din nou, conceput din nou. Am vorbit despre trei lucruri până acum. 1. Iubirea. 2. A trăi ca Iisus. Și 3. Spiritul Tatălui. Dar în acea seară a mai fost discutat un subiect important. Al patrulea element pe care l-aș sublinia este că Iisus i-a avertizat că în viitor vor fi greutăți. Realitatea necazurilor este viitorul nostru. Va fi o persecuție. Vă vor da afară din sinagogi și vă vor da afară din adunări. Unii se vor lepăda de voi și nu vă vor sprijini atunci când veți avea cea mai mare nevoie de ajutor. Vor fi unii care chiar vă vor trăda. Dar Iisus a spus, nu vă temeți, eu am biruit toate aceste lucruri și veți birui și voi. Ioan și-a amintit că Iisus a spus, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Acestea patru lecții importante din ultima seară sunt înregistrate o singură dată în Scripturi și toate au fost consemnate de către Ioan. Dacă ne putem aminti aceste patru lucruri, ar fi ca și cum am fi un pic acolo în acea ultimă seară. De aceea s-a ostenit Ioan să scrie încă o relatare despre Iisus. Ioan spune că a fost acolo când Iisus a spus toate aceste lucruri. El a spus, l-am văzut pe Iisus, l-am auzit pe Iisus, am fost în prezența Lui, am dat mâna cu El
și l-am îmbrățișat pe Isus. Așa și-a luat rămas bun Isus de la cei mai buni prieteni ai săi. Ioan l-a iubit atât de mult pe Isus. A vrut să se asigure că a auzit aceleași cuvinte minunate pe care le-a auzit și el. Primiți și păstrați aceste cuvinte în inimă. Citiți ce a scris Ioan. Citiți-le din nou și din nou. La revedere, prietenii mei buni. Vă iubim foarte mult și până data viitoare.